Dragi Făgăreșeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor George Cânduleț. Domnia sa activează momentul de față la grupul școlar sportiv Făgăraș, unde este antrenor la secția de judo. Bine ai venit, trebuie să vă spun că am fost colegi o perioadă bună de timp, de aceea ne vom tutui în această emisiune. Domnia sa este un antrenor de marcă, care a dat mulți copii și după aceea tineri, au evoluat tineri, care au obținut rezultate deosebite. Iubește acest sport încă de când era elev și iată că acum, când nu mai are mulți ani până la pensionare, cu aceeași dragoste lucrează pentru dezvoltarea copiilor în acest sport bărbătesc, zic eu. Bine ai venit, Gică, în emisiunea noastră. Bine te-am găsit, Filu, și salut cu această ocazie și telespectatorii dumneavoastră. Să începem cu primele acțiuni ale judoului în Făgăraș. Știu că știi mai bine ca mulți cum a început acest sport în Făgăraș. La întrebarea ta pot să spun că în Perioada anilor 1968, în făgăraș, apăreau câteva cunoștințe despre existența acestui sport japonez. Printre care și o foarte mică bibliografie care mai apărea prin bibliotecile și prin librăriile făgărașene. La dorința de a practica acest sport, câțiva oameni foarte ambițioși, printre care câțiva elevi de la Liceul Radu Negru, și așa aminti aici pe Elekies Gabriela, pe Cristian Ion, pe Spiridon, care au încercat ca autodidact, pe baza bibliografiei, să Învețe procedeele de judo conform uh, uh, acestor uh, sporturi japoneze. Deci nu aveau antrenori ei? Nu aveau antrenori, erau autodidapti, citeau cum se face procedeul din această bibliografie, fiecare procedeu în parte, unde erau niște explicații sumare și niște fotografii mai mult schițate decât fotografii normale clare și să explica cum se fac dezechilibrările, cum se intră într-un procedeu și cum să fac execuțiile propriu zise ale acestor procedee de judo. În, tot în perioada respectivă, în Făgăraș, domnul inginer Gușbă a încercat și a obținut aprobarea să înființeze o grupă de judo la Liceul Industrial de Chimie, unde și eu și încă Următorii și viitorii sportivi ai domnului Gușba erau în perioada aceea elev la liceul respectiv. Eu eram în liceul respectiv în anul 2, când domnul Gușba a obținut această aprobare, și prima secție de judo, propriu-zis, încă nu era o secție destul de bine dezvoltată, era la începuturile ei, s-a numit Asociația Sportivă Azurii Făgărași pentru că era ajutată și sponsorizată financiar un pic și din partea liceului, dar și din partea primăriei Făgăraș din vremea respectivă. Cu acești copii, domnul Gușbă a început primele antrenamente de judo. Vreau să specifică domnul, judo, domnul Gușbă făcuse câteva antrenamente și învățase acest sport printre studenții cu care străini care erau la facultățile de la Brașov, unde Dudânsu a terminat facultatea de mecanică. Pentru că din punct de vedere practic, dusul fiind un pic mai în vârstă, a avut și șansa să aibă un elev la școala tehnică care se numea Dumitrescu și Costea, care au venit și pe lângă domnul Gușbă erau pe undeva instructorii practici care demonstrau execuțiile procedeilor și care au avut șansa acest coste la Târgu Mureș să facă și să practice judo mai mult timp înainte. Deci aveau o experiență cât de cât comparativ da. cu noi cei care eram începători. De aici a început acest istoric al judoului Făgrășan, care s-a dezvoltat pe parcurs tot mai mult, în așa fel încât s-au obținut pe parcursul anului rezultate din ce în ce mai frumoase. Aș vrea să amintesc că aici au parte din sportivii care în perioada aia au activat în primele grupe de judo, unde am fost eu subsemnatul, actualul antrenor din Făgăraș de la Asociația Sportivă a primăriei Făgăraș, Dragoș Ioan Vichente, frații Toanchină Virgil și Toanchină Ion, care actualmente sunt stabiliți în alte părți, Ion Moțoiu și mai târziu un pic și Arsenoiu da. în perioada respectivă. Ce te-a făcut să te duci către acest sport? Știu, fiind colegi, că erai bun la sport, la toate sporturile erai bun. Puteai face handbal, puteai face fotbal. Ce te-a dus spre judo? Iată, un sport care era necunoscut atunci. A... Nu Ceilalți nu îi vedeam așa nicio, nicio perspectivă. Vă priveam, îți spun, cu uh, admirație oarecum. Noi cei de la Radu Negru, pe voi cei de la... Când povestea Cristian, eram chiar coleg de bancă cu el și îmi povestea ce faceți voi acolo, cum vă antrenați. Și așa ca pe un sport exotic îl, uh, îl priveam noi. Ce te-a tras spre el? Vreau să spun că văzusem câteva demonstrații de judo făcute de o antrenoare de la turnul Măgurele și când am văzut cum mă executau de rapid procedele respective, mi-am dat seama că este un sport care pe o parte te dezvoltă fizic, pe de altă parte îți dezvoltă curajul și pe de altă parte, de fapt, îți dezvolta și o artă a supleței prin care în anumite situații mai critice ai posibilitatea de a te apăra în fața unor agresiuni din partea unor rău intenționați. Da. În de. condițiile respective vreau să spun că încercând să mă înscriu la această grupă de judo, mi-am dat seama că chiar dacă la început greșe, condițiile erau mai puțin favorabile, când am văzut că aceleași dorințe le aveau și alți colegi de emeni, ne-am mobilizat și parcurgeam, parcurgeam drumul din făgăraș până în combinat la liceul industrial de chimie pe jos, dar dorința de a, preca, a practica acest sport și de a avea continuitate în pregătire ne-a făcut să nu lisim de la niciun antrenament. Era practic o încălzire acest 3-4 kilometri pe care îi făceați din cartier unde locuiești și până la... Da, era o încălzire la... și în mod special, pe vremea respectivă, circulau niște autobuze care de multe ori veneau la ora fixă și atunci noi nu vream să ajungem mai târziu și să lipsim de la antrenament nemotivat. Acest sport îți impune și o disciplină, nu trebuie să fii foarte. În primul ceret. rând, disciplină îți impune acest sport, și vreau să spun că disciplina, pe undeva, stă la baza rezultatelor și performanțelor sportive, pentru că, în primul și în primul rând, dacă profesorul sau antrenorul dă dovadă de disciplină, dă dovadă de corectitudine atunci așa vor fi și elevii respective care crește și educă spre performanțele sportive. La un moment dat, judoul făgărășan a obținut rezultate bune la nivel internațional, deci nu numai național. Da. La nivel, țin minte că la nivel național, se făcuse chiar o echipă, se făcuse chiar un campionat, corectează-mă dacă greșesc. Da, o să... Și Uh, minte că erau un, așa în primele locuri în campionatele naționale, iar câțiva dintre judoca făgărășeni au ajuns campion europeni, vicecampion mondiali, adică urcat pe podiu la campionate mondiale europene și chiar la jocurile olimpice. Deci la întrebarea ta pot să-ți răspund că în anul 1971 s-a încercat formarea unei echipe care să participe la calificare în divizia A. În perioada respectivă erau doar 5 categorii de greutate. Nu o să le mai enumăr da, acum, că, că nu sunt importante. Prea tehnic, așa. Da. Dar echipa respectivă a reușit în 1977 să se claseze din 12 echipe pe locul 9. În continuare, cu o pregătire asiduă și cu câteva împrumuturi de sportivi care au venit la școlile, liceul industrial de chimie și școlile de maestri, bineînțeles că echipa s-a întărit un pic și echipa împreună împreună cu. Dumnezeu să ielte Vlad Mircea, care pe undeva a fost uh, judocanul numărul 1 chiar al României, a reușit să se claseze an de rând în primele 3-4 locuri la divizia. Da. Așa aminti aici câțiva sportivi dintre cei mai buni care au format echipa în perioada respectivă. Da. Sechel Gheorghe, Vlad Mircea, Dragoș Ioan Vichente, Roman Ioan, Filip Ionel, Arsenoi Ioan și Moțoi Ioan. În perioada respectivă eu eram student în București, așa că eu nu puteam să funcționez în echipa Făgărașului, mm -hmm. care dacă la început s-a numit uh, progresul Făgăraș, în uh, momentul când s-a format echipa aceasta de divizie, a luat denumirea de a Făgăraș, fiind sponsorizată și ajutată de fondurile sportive de la Sindicatul Combinatului Mulțumim, Chimic Făgăraș. A. În e. perioada respectivă, eu am funcționat trei ani de zile în echipa de uh, IEFS-ului București, pentru că am terminat facultatea la București, e. unde, la fel cu echipa IEFS-ului, aveam competiții în care ne întâlneam și cu echipa Făgăraș. Făgărașului, ca echipă, și EFSU era o echipă foarte puternică, o echipă bună care de multe ori s-a clasat în primele trei locuri la aceste competiții de Divizia A. Și poate că făgăreșenii își mai aduc aminte că se făceau niște trialuri aici cu competiții de Divizia A, în care, cu o bună organizare, pe vremea respectivă, Făgărașul era cunoscut și în țară, dar și în afara țării, în Polonia, chiar în Republica Moldova și în alte țări cu care aveau legătură, în Italia și peste tot, sportiv care veneau de multe ori aici în pregătire la băgăraș la echipa noastră. Din punct de vedere financiar, știu că atunci era o nici fotbaliștii nu câștigau cum câștigă acum, dar voi cei care erați în judo, erați, aveați un câștig cât de cât, în afară de faptul că vă consolidați fizic, că vă dezvoltați anumite abilități. Eu n-aș putea spune că am avut un câștig financiar sau material prin faptul că eu după terminarea liceu, ăsta facultății am fost încadrat de la început la acest club sportiv școlar Făgăraș unde la început, primele grupe au fost pregătite tot de domnul Gușbă, grupe de copii care veneau să completeze și să uh, completeze echipele de divizia A. Până la venirea mea din facultate, unde bineînțeles că am intrat pe retribuția mea lunară, dar din câte cunosc, sportivii care erau la echipa de divizia A au beneficiat de angajări în combinat la secții speciale unde erau mai bine, bine retribuiți. Este de. deci, acea schemă ca și la fotbalist. Au cea. beneficiat și de continuarea bine. unor studii, pentru că unii dintre ei și-au făcut școală de maestri și mulți dintre ei poate și-au făcut da. și sub -inginer da. facultăți, care era facultatea la aici și din punctul ăsta de vedere aveau și o indemnizație sportivă în perioada respectivă când era mai greu cu alimentele ei aveau o indemnizație de efort prin care aveau aprobare de la vremea respectivă din partea partidului, secției de partid, să poată să și ridice carne și zahăr da. și ulei pentru a poate face foarte și a completa consumul de efort pe lângă servici, că unii dintre ei mai mergeau și la servici, dar aveau un da. program mai redus și aveau și antrenamentele respective. Deci erau cam aceeași poveste ca și cu da. cam la Cam aceeași poveste era pentru că, efectiv, combinatul și sindicatul aveau fonduri foarte multe, chiar de la uh, Direcția Generală a Sindicatelor de România, erau repartizate fonduri prin care se putea desfășura. Având și performanță, cu atât mai bine. mult, da. da. Cum a evoluat acest sport în uh, făgăraș? poți spune că la nivelul marilor performanțe a fost un ușor regres. Înainte și de a vin, da, spune. Înainte de a spune cum a evoluat aceste mari performanțe, aș vrea doar să scot și să aduc în amintirea făgărășenilor și în memoria tuturor faptul că făgărașul a avut sub pregătirea domnului inginer Gușbă și acestui instructor sportiv Costea Dumitru, niște rezultate de excepție care nu s-au regăsit poate la multe cluburi din țara asta, când Făgăreașul fiind mai la început, totuși a dat dovadă că are niște, rezultate, niște sportivi foarte bine pregătiți. N-avem voie să uităm că în 1980 Sportivul Vlad Nicolae a obținut la Viena medalia de aur și a ieșit campion european. Ghinon a fost că exact în toamna acelui an, când trebuia să participe și la campionatele mondiale, printr-o situație neplăcută, a decedat. No, un accident stupid. Un accident ceva stupid, după cum știe lumea. Osoba, am o, înțeles, s sobă, amintesc cu, monoxid, siat, da, cu, cu monoxid, monoxid, de carbon, de carbon. Da, 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 Tot în acel an Mircea Frățică a obținut tot la aceleași campionate europeane locul 3 la la Viena. De asemenea, trebuie recunoscut că imediat în 82 Mircea Frățică obținea din nou titlul de campion european la Rostock în 83. Iese cu medalie de bronz și locul 3 la Mondialele de la Moscova. Și ca o încunoare a succeselor lui, în 84, Mircea Frățică câștigă locul 3 la Olimpiada de la Los Angeles. Aceste rezultate bune apoi s-au continuat cu alți sportivi la toate cupele și competițiile naționale care s-au justificat cu medalii luate de cențiu, de, de, Mircea Frățică, cențiu, de și Ioan Vichente, de Coman, frații Coman, de încă 2-3 sportivi care au venit, Codrea Ioan și Filip Ioan, și chiar de un alt sportiv care în memoria lui Dumnezeu să-l ierte, Lupu Felician și Dușa Vichente au fost cei care au dus Făgărașul la nivelul cel mai înalt în acest sport. Pe parcurs, drumurile judoului s-au despărțit un pic în sensul că domnul Gușbă a rămas în continuare cu secția de judo de la Nitramonia. La Clubul Sportiv Școlar Făgăreaș din anul 1978 am funcționat eu și am mai avut un coleg care, după 3-4 ani de zile, s-a -a retras și actualmente este în Canada. Încercând, pe lângă faptul că am fost pe undeva și elevul domnului Gușbă și coleg cu cei de la Nitramonia, să devenim acum un fel de adversar, din punct de vedere al ferperului și al sportivității, pentru că de acum fiecare trebuia să-și apere interesele și fiecare să -și facă pregătirea în dorința de obține fiecare rezultate cât mai bune. Mai bune da. În perioada asta pot să spun că în 78 am avut o grupă de copii care m-au mulțumit de la început și cu care am avut rezultate foarte bune aproape după un an de pregătire am avut cele mai bune rezultate și așa aminti dintre ei aici pe Maier Sorin, pe Sin Adrian, primii medaliați, Chichi Shandor, pe Mureșan Ioan, Cristia Aurelian, o sportivă de excepție, Streza Daniela, care actualmente este în Statele Unite. Am avut sportiv Popa Marius, iară medaliați dintre cei Olar Ionela, Vegheș Camelia, Stoian Cătălin și lista ar fi mult mai mare dacă ar trebui să îi număr pe toți, dar Chiar de că au început și fetele vreau tot mai să spun multe. că pe cei care nu am să nu se supere, ei rămân în memoria judoului Făgărășan pentru totdeauna. După aceste prime activități și primele rezultate din primii ani de pregătire a mea și de profesia mea ca profesor de uh, sport și ca antrenor de judo la clubul sportiv școlar, seria rezultatelor au continuat uh, tot mai mult, pe undeva fiind uh, de, o bun, de bun augur și această concurență și rivalitate care exista între cele două cluburi, chiar dacă erau făgărășene. Sportivii care erau cei mai bine răsăriți și cei mai bine cotați, în momentul când terminau școala sau liceul, bineînțeles că își continuau activitatea la echipa de seniori a domnului Gușbă, bineînțeles că mulți dintre ei au fost angajați la combinatul chimic și toate lucrurile astea au mers foarte bine până în 1000. 992, după Revoluție, imediat când odată desfințindu-se Combinatul, da, mai nemai având susținere financiară, de fapt nu este un lucru nou, pe la toate aceste echipe sindicale de întreprinderi, da. au fost desfințate, tocmai pentru că nu și mai permiteau, cu bugetul care l-aveau, să participe la toate aceste competiții și și rezultatele au fost rezultate frumoase, dar mai mărunte, mai mult pe nivel național. Da, da la nivel național ați avut continuitate, într-adevăr, mereu. În primii campioni, chiar la diferite categorii de vârstă și diferite categorii da. de greutate, de deci s-a menținut. Este un sport scump, judoul? Până acum pot să spun că nu puteam spune că este un sport chiar foarte scump dar în ultimul timp cerințele judoului internațional impun să ai un anumit echipament care trebuie făcut de o firma Federației Internaționale de Judo, care un echipament de ăsta de judo la ora actuală costă de la 300 până la 800 de lei, chiar și aproape 1000 de lei un echipament de judo. Dacă în perioada noastră de început de pionerat fiecare aveam echipament de multe ori confecționat de noi cu materiale făcute în război de bunicii noștri da. a mai fost o secție la și care a mai făcut niște echipament dar acum nu mai pot să particip în competiție decât cu aceste echipament omologat care costă foarte foarte mult De ce l-au introdus? Dă mai multă siguranță? Sau... Poate că dă și mai multă siguranță dar însăși regulamentul internațional a fost mereu schimbat și din punct de vedere al procedelor, din punct de vedere al arbitrajului. Mai nou, arbitrajul încearcă să capete o corectitune cea mai mare, filmându-se fiecare meci, iar acolo unde sunt nelămuriri, să consultă o comisie de arbitrire, vizionează din nou faza respectivă pentru ca să se ia decizia cea mai corectă. Este un lucru foarte bun. Dar că... cu toate astea se întâmplă de multe ori că anumite procedee filmate dintr-un anumit unghi nu scot în evidență ce se întâmplă din unghiul celălalt sau din partea opusă. Da, Chiar acum avem, dacă pot să amintesc, da, sigur că da. de o săptămână la 1 mai, până în 3 mai am avut o competiție la copii, competiție națională de copii de U15, deci copii până la 15 ani, unde a fost uh, un campionat atât individual, cât și campionat pe echipe Euroregiuni. Pentru spectatorii dumneavoastră, vreau, telespectatorii dumneavoastră, vreau să spun că Euroregiunea noastră facem parte din Euroregiunea 7 și facem parte cu sportivii din județele Covazna, Harghita, Târgu Mureș, Brașov și Sibiu. Pentru ca să participăm la această finală, trebuie să ieșim la etapele care sunt pentru calificare în primele patru locuri. Școala sportivă a fost reprezentată de trei sportivi. Am reușit să luăm o medalie de argint, de bronz la individual, scuzați-mă, de bronz la individual prin Dobrică Larisa și două locuri 7 la individual prin sportivul Stoica Drago și Răzvan uh, Carp Răzvan dar la echipe, formând echipă și cu cei de la Sibiu și cu cei de la Covazna și Harghita, am ajuns să luptăm în finală cu sportivii Euro regiunii 3 care reprezintă Piteștiu și Ploieștiu și acolo la o nelămurire pentru că echipa noastră conducea cu scorul de 3 la 0, mai ne trebuia un meci să facem 4 puncte sunt șapte categorii în total, și dacă aveam deja patru Pate meciuri era câștigate, câștigat, eram da. câștigat medalia de aur. Da. Atunci, un sportiv adversar de-al nostru a făcut un act interzis prin care trebuia să fie descalificat, și arbitrii nu au luat această decizie, deși au vizionat filmul respectiv de câteva ori. Pentru care noi, conducătorii echipei, și din Harghita, și de la Sibiu, și de la Făgăraș prin subționatul ne-am retras echipa din concurs în sensul că oricum medalia de argint o aveam da. și au hotărât faptul fiind că și acum un an ne-a defavorizat pentru un părinte care a strigat din sală ceva ne-a descalificat doi sportivi. Dar n-ai voie? E așa un regulament? Ai voie, da. ai voie, tocmai că ai voie, da. dar s-a găsit un arbitru așa ca să spună da. ranchiună voia. da. Și atunci am retras echipa nu am vrut să o mai urcăm pe podium să luăm medale la Federație. Da. Bine că s-au făcut și o reclamație la Federație, la Comisia de Arbitrii și de. E astfel. frustrant, mai ales când da. sunt copii, când se văd ei au poate mai acut decât noi, adulții, simțul aceștia al exact. dreptății, al. Exact. Și atunci a demis să-i un lucru exact. foarte urât, da. Uh, în ce condiții lucrați acum? Știu că într-o perioadă, ați avut o perioadă neagră, pot să spun, uh, știu asta mai mult de la domnul Vicente, uh, când spunea că n-aveau sală ca lumea, n-aveau uh, uh, saltele ca lumea și în condiții vitrege, vitrege, o perioadă bună de timp ați lucrat. Aș putea să spun că dacă în perioada începutului judoului, în șap 68-70, nu putem spune că aveam condiții extraordinare, pentru că dacă ar spune că din saltele, din cămin cu sute una de alta și îmbrăcate într-o prelată de doc, făceam antrenament unde călția se adunau și se făceau ca dealurile, și ca când cădeai pe ele simțeai că ți se îndoaie și spatele și coastele și tot. Și cu toate acestea, dorința și pasiunea din perioada respectivă, atât a antrenorului nostru și a instructorului Costea, precum și a noastră, reușeam să facem demonstrații de judo pentru a populariza acest sport, pentru a atrage alți sportivi, chiar în Casa de Cultură sau în alte orășele din zonă, cum ar fi Agnita, Mediașu, unde făceam rulou din această saltea care avea aproape 10 metri lungime o puneam într-o mașină, într-un molotov și aproape că târăia pe șosea 4-5 metri și totuși am rezistat. Cu timpul au început cu ocazia fondurilor luate de la sindicatul de la combinat să obținem și niște saltele mai bune, mai performante și au fost totuși o perioadă de condiții mai bune și echipament să putea cumpăra, erau fonduri, erau de toate. A venit o perioadă când a fost mai grea imediat după Revoluție, când problema care s-a pus era problema sălor de sport, pentru că nu erau niște, sport, niște săl specifice pentru sportul individuale -a și atunci era nevoit de multe ori să așezi 20-30 de saltele și să le ridici că dar de cele mai multe ori cei cu sporturile, cu jocuri de echipă, Bineînțeles că nu erau de acord să le ținem sălele ocupate și chiar la școlile și liceele din oraș, o activitate de judo însemna că ai o oră, jumătate sau două ore, după care treia să fie sala liberă pentru a doua zi când se desfășura orele de educație fizică. Da. Mai nou, imediat după, prin 2008, când s-au primit acele fonduri europene, Pot să zic că și noi, la școala sportivă, și peste tot, am reușit să echipăm acești copii cu echipament, cu cele mai noi uh, saltele de judo care nu mai sunt uh, cum erau înainte, din păr și din latex, care se rupea două și făcea mizerie și pinsări. Și, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că avem și echipament. Și ne-am descurcat destul de bine, dar problema totuși rămâne a spațiilor de antrenament. Pentru că cele câteva săli care sunt în oraș sunt foarte solicitate de sporturile de echipă, și bineînțeles că de multe ori și directorul de școli pentru autosubvenționare de sunt bine. nevoiți să le închirieze ora pe pe bani pentru a putea susține și încălzire, și uh, Lumine, dușuri și da. lumină, și tot. Însă noi am avut o perioadă foarte bună când am lucrat uh, chiar înainte de Revoluție. A fost la scoală germană aici pe Libertății Unde. Da. În sala respectivă am avut uh, saltelele puse jos, și acolo îmbrăcată într-o folie de expandant care nu dădea voie să iasă praful. Și ca spațiu de antrenament aveam 12 metri pe 10 metri, deci aveam aproape 100 de metri pătrați de saltea, unde ne-am autogospodărit și ne-am montat frânghii pentru că avem nevoie să folosim flexorii brațului să nu scăpăm prizele, ne-am montat bari de tracțiune, ne-am confecționat niște aparatură de forță de împins culcat, niște haltere și era foarte bine acolo. O, antrenamentele se desfășurau după masa când nu incomodam pe nimeni, pentru că erau de dimineață, dar în momentul când s-a revendicat corpul respectiv de clădire, am fost dați afară. Acum ne desfășurăm activitatea eu la școala generală 7, mai nou, tot Stanca se numește, Miște, prin da. unificare, dar este o sală impropie, ne bucurăm și de spațiul ăsta, că de bine de rău ne-au lăsat să ținem saltelele jos. Însă e mult prea mic la activitatea noastră, dacă avem acolo 6 metri pe 2 metri, vă dați seama că când începe un procedeu, e pericol de accident să ajungă da. cu cap într-un calorifer sau într-o da. capră sau într-un dulap care mai sunt sau un spalier. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, ca spațiu nu este cel mai confortabil. În al doilea rând nu mai este e nici un pic central și pentru unii copii e foarte greu să vină de la marginea orașului la cealaltă margine ca să poată să participe la antrenamente când noi facem seara târziu, mai ales în perioadele de iarnă sunt întunecă și părinții n-au timp să vină tot timpul să aducă și pe întunerii copiii care sunt mai mici de vârstă nu pot participa așa ușor de aia și selecția se face foarte greu. Mai vin copiii acum la judo? Dacă mi-a spus întrebarea asta, pot să vă răspund că vin copii, dar tehnologia și noutățile astea care au apărut din punct de vedere al internetului, al tablete electronice, al mobilelor telefonice, de multe ori îi preocupă în așa fel că nu mai au aceeași dăruire pe care o avea și parcă nu mai au nici aceeași Pasiune pe care aveau alții. În al doilea rând, faptul că stau foarte mult în fața unei tablete sau în fața televizorului sau sunt foarte puțin pregătiți fizic, dezvoltați din punct de vedere al forței, din punct de vedere al altor deprinderi motrice, pe care un antrenor, dacă în urmă cu ani de zile, avea mulți copii, în ăștia veniți chiar din mediul rural și de la țară, de multe ori erau mai bine pregătiți fizic, erau un pic munciți și puteai să construiești pe ei deja tehnica de judo. Acum îți trebuie un an de zile, un an și ceva să-l dezvolt fizic ca să poți să construiești ceva din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere la acelor calități motrice ca forța, rezistența, viteza. Și foarte fragil sunt copiii din ziua de astăzi. Trebuie să fii foarte atent că foarte rapid să pot accidenta. Sunt poate lipsiți și de calciu, nu mai au o alimentație sănătoasă, ei caută chipsurile, stixurile și tot felul da. de sucuri. Și eu, sincer să fiu, am ajuns la concluzia că nu sunt bune pentru sportul de performanță și, în general, pentru sănătatea copiilor noștri. Ne apropiem de finalul emisiunii. Uh, cum vezi viitorul uh, judoului în Făgăraș? Înainte de a-ți da răspuns la această întrebare, Vreau să mai răspund, uh, să completez prima întrebare cu venitul da. la judo. Vreau să spun că acești copii vin în perioadă de toamnă, când vine frigul și să scurtează ziua de să întunecă repede, pentru că nu mai au unde să se joace în jurul blocurilor, nu mai au cum să pedaleze cu bicicletele, pentru că deja e ploaie, e frig, poate e și zăpadă. Și atunci, în perioada de iarnă, umplem sala de copii care vin la selecție și te chinui cu ei să înveți rostogoliri, să înveți cele mai elementare de prinderi motrice și când începi să construiești pe ei un pic fizicul și să înveți să, să ferească să nu se accidenteze, pentru că un accident îți îndepărtează foarte mulți dintre copiii din sală, Vine primăvara când încep competițiile, dar odată cu venirea primăverii să mărește ziua, crește iarba în jurul blocului și în general sporturile cu mingea sunt mai plăcute și atunci am mulți dintre ei să retrag pe motive că sunt bolnavi, că nu mai poate să vină, că au foarte multe preocupări legate de... Sunt mai multe secții, căz la fotbal, căz la chitară, la clubul elevilor și pierde foarte mulți dintre ei, încât, sincer să fiu, Sportivii care rămân sunt cei care au părinții mai dorni să facă ceva din ei, părinții care nu încearcă toate sporturile, ci îi ghidează spre direcția care li s-au apărut lor ca au înclinație și calități și care se preocupă în general și de școala lor și de pregătirea cu profesorii la care sunt înscriși. Aici mă refer la toate sporturile, da. neapărat la judo. Deci, uh, va referi... continua? Uh, judo da. va mai continua în mod sigur Sperăm că poate cu timpul Să mai apară și în Făgăraș uh, Vreo sală de sport Care să fie pe undeva Destinată numai sporturilor Individuale că ar, fi o mare, uh, ar fi un mare câștig Pentru Făgărașeni, având în vedere Că avem și secțiile de karate Care au rezultate foarte bune Bun, Și da. sunt foarte mulți sportivi acolo Având în vedere că uite și la judo Încercăm să supraviețuim prin cei doi profesori, antrenori, eu la Clubul Sportiv Școlar Făgăraș și domnul Dragoș la Clubul Municipal Făgăraș. Și încet, încet zic eu că de muri nu va muri judo în mod sigur, pentru că încă avem elemente cu reale calități pentru judo. Poate că trebuie să-i facem un pic mai multă publicitate și popularizare. Și poate că ar trebui pe undeva să înțeleagă toată lumea că în vremurile astea care sunt atât de tulburi, un sport de autoapărare face foarte bine și pentru fete, și pentru băieți, și că nu au nimic de pierdut decât să stea toată ziua în fața unei tablete sau unui calculator unde să stresează, unde și pierd vederea, de multe ori slăbesc vederea și că mult mai bine face mișcarea și Sportul în aer liber și în sălile de sport. Iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență și poate vom mai discuta altă dată când vei veni cu alte performanțe. Știu că am tras mult de tine până te-am adus aici, ești un tip modest, nu vrei să te lauzi cu multe performanțe pe care le a avut cu, cu elevii tăi și să sperăm că așa cum ai spus va continua judoul în Făgăraș și vor veni noi și noi copii care să, să perfecționeze și să obțină să rezultate bune, să pună Făgărașul în continuare pe harta sportului românesc și chiar cel internațional. Mai avem timp să zic ceva? Da, sigur că da. Vreau să spun că dacă totuși după acea echipă de divizie când rezultatele au fost de nivel internațional, o perioadă imediată în 92, o parte dintre sportivii noștri de la cluburile sportive scolare și aici mă refer că aveau voie să fie numai până la nivel de juniori, au obținut rezultate deosebite în competiții din afară. Uh, și de multe ori, uite, nu i-am anunțat, doar la vremea respectivă au scris câte ceva ziarele despre ei, dar uh, rezultatele au fost și în continuare. Nu au mai fost așa mari, în sensul că era mai greu să formezi o echipă. De exemplu, noi, la ora actuală, nu putem forma o singură echipă a făgărașului. Da. Pentru că nu avem sportivi pe toate categoriile. Noi am fost în uh, Ferain, în Olanda, am fost în Bergamo, în Italia, unde am venit cu medalii frumoase și de aur, și de argint, și de bronz ar fi mult sportiv de anunțat. Pe parcursul acestui an, cam 37 de ani de învățământ, aici numai în activitatea asta de judo, sunt zeci de medalii luate de sportivii făgărășeni, dar tot eu poate ar trebui să reamintesc Că nu i-am prea împins din spate spre loturile naționale de judo și așa, pe ideea că Totuși, la ora actuală, trebuie să ai niște studii făcute, să ai o școală, pentru că numai din sport niciodată nu poți să trăiești și nu poți să spui că ești realizat. Să nu facem acum analogie cu fotbalul, unde de bine rău să câștigă bani Sume frumoși. Immense, da. În judo, dacă nu faci o școală, nu te poți realiza. În al doilea rând, copiii care erau la loturi sunt rupți din școala lor de bază, unde se duc și unde sunt stabilite în anii respectiv loturile, nu mai fac școală să haită cu unii cu alții și atunci să pomenesc că sunt campion la judo sau la sport, dar din punct de vedere profesional ei rămân în urmă. Eu am mândria și pot să le amintesc aici că majoritatea sportivii mei care au fost medalia și asta e un lucru care să dea de gândi părinților. Cine a făcut sport de performanță și a fost disciplinat și a obținut rezultate bune este bun și la carte majoritatea sportivilor mei sunt la ora actuală cu facultățile terminate, sunt oameni care pot să-ți întrețină o familie, sunt medici, sunt ingineri și preoți chiar. Am avut la ora actuală și în făgăraș, pot să-i număr 4 sau 5 care au făcut judo cu mine și sunt niște preoți deosebiți la ora actuală. Deci se poate face oricând. De-aia vreau să spun că totuși părerea mea și, și pe copii învăț și am zis în primul rând e școala și după aia e sportul, pentru că în momentul când ai rezultate bune la școală, nu o să întâmpini în opreliști din partea părinților sau a diriginților sau a direcțiunii școlii și atunci a fost să le faci bine pe amândouă. Deci asta este o chestie care îmi place să le o spun tuturor părinților și cine are încredere în activitatea mea să-și aducă copiii la mine, dacă nu, să-i ducă la hamba. Știu că jocurile sunt mai plăcute cu mingea. Uh, judo e un sport totuși mai greu că implică și slăbiri uh, implică să stai și nemâncat de multe ori și mai setat ca să, în categoria ca să faci categoria dar. pentru că da. dacă nu te chinui degeaba și nu o să faci niciun lucru îți mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și îți doresc în continuare mult succes în activitatea frumoasă pe care o desfășori Mulțumesc Filu. mulțumesc de invitație Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.